Salut, iată m-am hotărât să fac grătarul reglabil, iată, de jos până sus, am pus o țeavă de o jumătate de țol, am dat o gaură aici, una aici, am trecut șufa prin ea, ne trebuie două din astea de reglaj, eu n-am avut decât una, cum se numesc ancore, nu știu, așa, șufă maleabilă de oțel, aici, am dat o gaură aici, una aici, plat banda, se vede clar. Și doar răsucesc și fac șurubul. Dacă vreau mai sus sau mai jos, răsucesc așa sau așa și fac șurubul ca să stea. Îmi cer scuze să mur, dar o să fac și o probă. Ops, s-a lăsat în jos. Las așa ca să se vadă sau să se vadă și țeava. Hai să dau mai departe. Poate se vede și țeava. Eu nu văd bine că bate soarele aici. Mă rog, ia să văd, se vede țeava. Acum se vede, trebuie să dau mai departe. Încerc scuze, încerc să focalizez. Hai, se vede și grătarul, mă duc să-l ridic, da? Nu m-a interesat să fac cine știe ce lux, să fie doar practic și... Acum ridic, ia să văd că nu mai știu ce parte. Așa se ridică. Iată. A ridicat o gaură, da? Mai ridic una. Îl fixez. Iată ce frumos a ridicat. Acum când vreau să fac focul, ridic și mai sus. Iată. Așa, ca să fac focul și mai sus. Merge chiar și mai sus. Cam așa. Se poate face focul lejer pe vatra acolo, e distanța destul de mare și îl ajustezi în funcție de cât ai nevoie. Da, putem folosi, nu știți, noi la țară mai folosim, cumpărăm și cărbuni uneori, dar în general folosim combustibilul nostru și cred că e extrem de util când nu are putere jeratecul, să putem să-l lăsăm jos, da? Să-l lăsăm jos în funcție de necesitate. Eu cred că a ieșit destul de bine. Dacă e cazul, se mai ajustează din aceste ancore. Da, nu mă deranjează că se mișcă puțin așa. Nu e nicio problemă. Când întorc carnea, pot să țin împins așa și să lucrez aici. Cam atât. N-ar mai fi nimic de spus. Imaginea face cât un milion de cuvinte. Vreau să vă mulțumesc și să vă doresc o zi bună. Toate cele bune!